trebuie să existe niște criterii. Eu dacă mă duc acolo sau altul care nu e Adrian Sârbu, trebuie să ne dăm peste cap de 1.000.000 de ori ca să le intrăm în grații. Ăsta, nu, el e sârbu. Da, e sârbu, dar are proces pentru evaziune fiscală, n-au plătit nimic până în 2002. Au 32 de milioane datorie de euro. Cum să-i dai licență pentru televiziuni? O mare dilemă la care încă o dată CNA-ul este corigent, întrucât așa cum a acționat și în cazul nostru de atâtea ori și după aia ridicau din sprâncene. Păi da, dar de asta i-a anulat tribunalul amenda lui Radu Banciu, că am greșit noi. Noi am dat somație. Păi, mai întreb o dată și în cazul ăsta, deși încă o dată nu face subiectul acestei emisiuni. Nu mi-ați dat somație niciodată. Nu pot să fiu recidivist sau multirecidivist atâta timp cât eu n-am nicio somație. Nu intră, nu e, da? Nu e în lexicul limbii române. Întâi trebuie să fii somat. Adică nu poți să, ca să vă explic, poate înțelegeți, un pic mai plastic. Nu poți să fii acuzat că ai trecut clandestin frontiera de 89 de ori dacă nu te-a prins nimeni niciodată. Înțelegeți? Și atâta timp cât n-am fost niciodată somat, nu poți să fiu executat. Iar încă o dată, pentru o crimă, nu poți să fii împușcat de mai multe ori. Poți să fii împușcat încă o dată. Cazul Valea Uzului. Zilele trecute, 200 de milioane am primit amendă de lei vechi. 20 de mii de lei. Da? Băi, vreau să vă spun un lucru. Și telespectatorilor și celor de la CNA, este un caz pe care nu l-a soluționat nimeni. Cum vă permiteți să-mi dați amendă de 200 de milioane când voi nici nu știți ce e acolo? Dacă, de exemplu, cazul ăsta va ajunge în Europa, undeva, pentru că maghiarii sunt dezlănțuiți, vor să știți ce vor să facă acolo, se vor duce, sunt nemulțumiți că în țară este o inerție și nu li se dă dreptate 100% așa cum vor ei, cum poruncesc ei. Dacă acest caz va fi preluat de autoritățile europene la un moment dat, da, pentru că nu se știe unde nebunia asta a UDMR-ului poate să ajungă, oamenii ăștia nu sunt sănătoși la cap. Da? Vor prelua autoritățile europene și va exista iarăși un proces, nu vreau să spun de timp Trianon, ci un proces dintre ăsta în care se va spune, domnule, ăla e teritoriul românesc, puneți-vă pofta în cui, că așa ajungem la dezbinare în cadrul Uniunii Europene și noi nu ne dorim. Ori nu pot instanțele europene să tranșeze împotriva României un caz pe teritoriul acestei țări. Eu nu văd așa ceva, asta se poate numai la CNA. Și atunci ce o să faceți? O să-mi ziceți, păi da, dar asta este, să-și recupereze banii în instanță. Cum să mă sancționezi pentru un lucru care, unul la mână, este extrem de grav? Da? Eu nu știu, vă spun sincer, niciun jurnalist spaniol de la Madrid care să fi primit o amendă de la CNA-ul lor, și nu glumesc acum, da? M-am interesat. Nu știu să fi primit cineva o amendă pentru toate declarațiile pe care le-au făcut atunci apropo de independența Cataluniei. Asta eventual puteți să o faceți când aveți o decizie definitivă a instanței. Când se va stabili, cineva va stabili cine are dreptate acolo. Dumneavoastră de unde știți? Dumneavoastră nici măcar nu vă documentați când vine câte un caz ăsta la gâgă. E hoț Adrian Sârbu sau nu e? Dumneavoastră spuneți că nu e. Ba da, e. Deci nu trebuie să-i dați licență pentru televiziune. N-ați rezolvat cazul Realitatea TV, iarăși la gâgă. Cum să emită un post 7 ani după ce n-a plătit niciun fel de taxe? Păi eu dacă nu plătesc nicio amendă 7 ani, sau postul la care lucrez nu vă dă niciun ban 7 ani, ce o să spuneți? Să închide televiziunea, nu? Dar încă o dată, eu nu sunt Dan Diaconescu. Nu vreau să ajung să trag postul ăsta după mine cum a făcut OTV-ul. De asta v-am și comunicat zilele trecute ce decizie am luat. Nu vreau să ajung acolo, eu nu sunt Dan Diaconescu, era un hoț. El a fost condamnat de justiția din țara lui. Eu sunt un om corect, cinstit, mai corect decât fiecare membru CNA în parte. Atât doar că ăia sunt răzbunători, au pierdut toate bătăliile și acum nu mai știu cum să-i împace pe ăia care i-au pompat acolo nedrept și nu și-au scos pârleala. Și atunci mă pleznesc pe mine. Dar încă o dată, în niciun caz în care m-ați condamnat, n-ați avut dreptate. Iar asta cu limbajul nu este la latitudinea unor împăiați să vină și să stabilească dacă eu am folosit un limbaj corect sau nu. Pur și simplu nu este la latitudinea asta. Atâta timp cât presa scrisă își permite să facă orice, da? Cât online își permite să facă orice, cât la radio poți să spui orice, singurul segment taxabil, în opinia acestor oameni, este televiziunea. Dar numai televiziunile care nu le convin lor. Televiziunile care le convin pot să spună ce vor, pot să trăiască cum vor, v-am dat exemplele mai devreme.
ești Adrian Sârbu, poți să ai datorii de 32 de milioane de euro, primești 5 licențe de televiziune, fără să spună mâc. Sigur, unii s-au opus acolo. Nu s-a votat în unanimitate. Dar asta nu înseamnă că nu s-a votat. Pe mine mă interesează rezultatul definitiv. Da? Și la mine poate sunt unele cazuri în care îmi propun aia să-mi dea 500 de milioane amendă și nu votează unul. Ridică mâna și nu-l văd aia la alt, sau nu știu ce se întâmplă. Și atunci ajung să iau doar 200 de milioane. Da, încă o dată, câtă ură, da, să aduni în tine ca să acționezi de fiecare... Bă, toată lumea știe acum. Toată lumea râde de chestia asta, iar i-a dat lui ăla nu știu cât. Evident că suntem într-un film de proastă calitate și am spus-o. Nu putem să luptăm împotriva nedreptăților așa cum nu luptau nici pe vremuri oamenii onorabili când îi băga securitatea la pușcărie. Eu nu mă pot bate cu asta și tocmai de asta am spus. Mă duc în altă parte, la vedere, nici nu pot să trag televiziunea asta după mine, da, în mocir la acestor dispute, că ăia sunt frustrați că mă văd pe mine singurul realizator, singurul om corect, singurul om căruia îi pasă, singurul om care se implică în România. Eu când îi văd pe ăștia alți, moderând demisiuni în politica românească, după 30 de ani de eșecuri crunte, da, după mizeria asta, care corupția care în țară, trecând în aceste emisiuni, colegii mei, tuturor, da, mi-e silă de ei. Cum să vii la televiziune cu atâta nonșalanță? Să vede pe tine. Și toată lumea transmite lucrul ăsta. Să vede pe ei cât de puțin implicați sunt. Vine Bănuțul, se duc în vacanțe, au șpăgile lor, au contractele lor, au prieteniile lor. Asta nu-i presă, asta nu-i televiziune. Dacă trăiam în Danemarca, dacă trăiam în Islanda, unde toate merg bine, atunci sigur că se vedea pe tine bunăstarea. Aici este corupție, mâncăturime, dai hoție peste tot. Ne furăm căciula în fiecare zi. Țara este într-un regres de 30 de ani. Cum să faci presă și să vorbești atât de liniștit? Să vede pe fața ta că tu nu te implici. Păi ideea asta că tu ești un jurnalist onorabil, a fi civilizat, du-te, bă, în alte domenii, fă-te diplomat, fă-te cercetător, da, scrie romane acasă ca Radu Paraschivescu, acolo în liniștea mașinii tale de scris, dacă vrei să fii civilizat. A face presă în România, în momentul, singurul domeniu care mai contează este televiziunea, vă avertizez. Toate celelalte domenii, ziarele nu mai citește nimeni, sunt nesancționabile, poți să faci orice. Posturi de radio n-am avut niciodată. Deci singurul loc care mai contează este televiziunea. Tu să vii cu o asemenea nonșalanță, da? Să pare atât de puțin implicat, să nu se vadă pe tine că transpiri, că te interesează ceva, nu poți să faci presă. A trecut vremea aia, poate la început așa era. Acum sunt numai oamenii care se luptă pentru ceva. Nu te lupți, din păcate noi nu avem astfel de oameni. Îi vedem pe toți. Ori sunt implicați, ori sunt oamenii cuiva. Și atunci sigur că trebuie să stai în banca ta, te-a pus PSD-ul. Da? Îi țineți minte pe ăștia care plecau de la un post astăzi și mâine erau în altă parte. Bă, a doua zi. Da? Cădeau întotdeauna în picioare. Acoperiții sau neacoperiții. Ok, la aia să știa. Bă, dar restul, să vii și să nu te pătrundă nimic. Când ești de atâtea ani în meseria asta și vezi că lucrurile merg tot mai prost, își bate joc guvernul de tine, își bate joc președinția de tine. Noi nu avem nici astăzi o luare de poziție. Cum credeți că mă simt eu, bă? Ducându-mă în străinătate sau oriunde în România, undeva în provincie, să mă arate ea cu degetul să spună, uite-i bă și pe ăștia. Da? N-au reușit să obțină un comunicat, da? O decizie. N-a comunicat statul român, nici Palatul Cotroceni, nici Palatul Victoria până acum, da? Nimic despre tot ce s-a întâmplat în țară în ultima perioadă. Și toate cazurile astea pe care le-am adus în direct, uite, ultimul de notorietate, Valea Uzului. Bă, deci nicio reacție a autorităților din România. Ăsta ne spune Funeriu că, ați văzut, vă citeam înainte, că i-am păcat pe UDMR cu ce o zvârtă aia administrativă. Adică, care este ideea unui guvern? Mă, guvernul este ținut din banii noștri, da? Din ce plătim noi, taxe și impozite. Guvernul este acolo ca să ne reprezinte pe noi, cetățenii acestei țări, în primul rând. Cum să-ți bați joc în halul ăsta? Hai că le mai dăm lor, așa făcea și Dragnea. Le mai dau o ce o zvârtă, le mai dăm o ca să iau alături. Păi, dar nouă nu ne oferiți nicio explicație? Nu faceți niciun bilanț niciodată. Pleacă câte unul. Uite, acum am auzit
pleacă ăla de la turism, o să plece Cuc de la transport. Păi, dar faceți cineva, un oficial, reprezentantul guvernului, cineva, să le facă un bilanț, să știm și noi ce trebuiau să facă și ce n-au făcut. Nu poți să fii într-un asemenea post, într-o asemenea funcție și tu să nu-ți faci bilanțul niciodată, mă. Nu mă interesează că pleci. Eu vreau să știu, Răzvan Cuc, da, ce trebuia să facă din programul de guvernare pe o categorie, da? Și ce n-a făcut pe cealaltă parte. Da? Care sunt plusurile și care sunt minusurile. Iar la sfârșit când tragem linia să vedem. Nu că hai că pun două întrebări într-o emisiune și după aia mă duc acasă, dau trei telefoane, stau în fața oglinzii nu știu cât și mâine fac aceeași emisiune. Nu se poate, bă, să fii păcălit în fiecare zi de hoții ăștia. Cere și tu ceva. Nu se poate, bă, la revedere, mă. Bă, la revedere, nu se mai poate continua în stilul ăsta. Hai că acum 10-20 de ani, eu am intrat în presă acum 22 de ani. Iertați-mă, aveam aceeași silă pe care o am astăzi. Dar măcar atunci eram mai tânăr și mă gândeam, cine știe, bă, hai să vedem totuși cum e. Aveam aceeași silă pe care o am astăzi, în fiecare zi, aceeași silă. Știam că România e asta, știam care sunt perspectivele, dar zic, bă, să vedem cum e. Hai să vedem cum e în mediul ăsta. Bă, nu se poate așa ceva. Deci este o înfrângere uluitoare și nu consider că am pierdut toate bătăliile. Dimpotrivă. Da? Dimpotrivă. Sunt aici, le mulțumesc celor care m-au ținut, nu neapărat acestui post de televiziune, că poate m-ar fi ținut un altul la un moment dat. Nu putem să știm. Nu asta vreau să spun. Nu link blidele și nu periu pe nimeni aici. Vreau să spun celor care m-au acceptat că măcar mi-am spus părerea. Eu consider că în 23 de ani de presă mi-am spus părerea. Da, deja e suficient. Și am avut de spus, eu consider că am spus. Da, dacă vor fi alții care vor veni și vor fi mai deștepți, mă îndoiesc, da, mai bine pregătiți, mă îndoiesc, mai cinstiți, mă îndoiesc, da, nu mi-ar displăcea, să ducă mai departe această bătălie, că în momentul de față nu mai duce nimeni. Deci eu dacă mâine plec din televiziune, nu mai este nimeni în România de astăzi, la un post de televiziune care să ducă o luptă corectă cu clasa politică, cu societatea, cu economia, cu agricultura, cu turismul, cu ce înseamnă România de astăzi. Să spună lucrurilor pe nume, da, să nu intereseze că deranjează pe cineva sau pe altcineva, să nu țină cont de faptul că este vânat de cineva, mă, să-și facă treaba așa cum crede el. Și o va face bine dacă o face așa cum crede el. Nu-l pot judeca alții atâta timp cât încă el nu s-a judecat pe sine. Da? Deci, judecat altora, cine să te judece? Niște corupți? Niște haimanale? Niște analfabeți? E impropriu. Deci n-are cum să vină unul și să-și dea ăla cu... Poate să o facă, dar n-are nicio valoare. Da? Deci nu trebuie să vă speriați de asta. Dacă mai intenționați să intrați... Am mai apucat și eu zilele trecute să mai vorbesc cu unul, cu altul, din ăștia care ar fi tentați să facă jurnalism. Sau unii dintre ei chiar au început să facă. Să știți că în momentul de față aici e ca la război. Deci ori vă angajați într-o luptă, care până la urmă se va sfârși prost pentru voi, dar poate veți lansa niște idei, poate să va deștepta cineva. Am speranța că ne ascultă și oameni care pot să pună mâna pe ceva. Da? Pot să modifice soarta asta, să nu se mai intre numai pe pile, să nu mai fie numai jeguri, să nu mai fie numai incompetenți în toate pozițiile. Da? Numiți de nu știu cine. La Tarom sunt numiți, la CNA sunt numiți, la CNCD sunt numiți, la TVR sunt numiți, în Parlament se adună între ei și trebuie să-i votezi, n-ai ce să faci, da? Peste tot se adună, toate partidele politice sunt numai pe prietenii, numai pe clanuri și pe tine te pun în fața faptului împlinit. Nu i-ați văzut pe ăștia cum stăteau înainte?